Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Am trăit să o văd și pe asta. Ungurii, băi prietene, Euregeld se organizează pe Facebook ca să vină la cumpărături în România. Deci ungurii din Ungaria. Da. Da, care sunt în zona aia mai de graniță. A apărut un grup pe Facebook în care se organizează, fac carpooling, lucruri de genul ăsta, dar fac deplasări. Să vină în România și nu doar pentru mâncare, ci pentru o mulțime de alte produse. Mâncarea în Ungaria este destul de scumpă în ultima vreme și oamenii consideră că merită să vină la noi. Arată un reportaj publicat de Transtelex. Iată ce declară un cetățean maghiar în Carei. Sunt mulțumit! E loc în rezervor, fac plinul, pentru că aici un litru de benzină costă 405 forinți, la care e România cum ar veni, în timp ce în Ungaria e 475. Spune că el, mă rog, era tirist și că a călătorit foarte multe regiuni. Are impresia că România este acum mai bogată decât în Ungaria. O altă familie declară așa: în magazinele din România poți cumpăra un kilogram de zahăr cu mai puțin de 400 de forinți, dar în Ungaria prețul oficial al zahărului este de 450 de forinți și nu se vând, adică nu poți să iei mai mult de 1-2 kilograme. Au și raționalizat. Au și raționalizare. Tare. Da, exact. De ce se... Cum am ajuns în această situație? Da. Deci de ce se întâmplă asta? Din cauza unui politician genial care a descoperit controlul prețurilor. Victor Orban. Adică Victor Orban, el s-a gândit, dar de ce sunt prețurile mari când eu pot spune să fie mici? Ia să fie prețurile mici, a zis el. Și au dispărut. Și asta e, pentru că prețurile au crescut rapid în ultimii ani. Guvernul Orban a făcut mercurial, a impus prețuri maximale la unele produse, exact cum a început să facă și genialul nostru de la Palatul Victoria. Că avem și noi geniile noastre carpatine, nu vă imaginați că... Noul geniu. Da, noul geniu. Nou geniu, rezultatul în Ungaria, penurie e și pentru ce se găsește totuși prețuri mai mari decât ar fi cazul. Ungaria are câțiva ani avans în prostia asta, la noi abia acum începe, deci guvernul PSD pare să o urmeze. Se fac niște mercuriale, tată, vine domnul Ciolacu, vin domnii de la PSD și spun, da, de ce sunt prea mari prețurile, se câștigă prea mult, ia să facem niște limite superioare și să nu mai fie atât. Și uite, puteți să ne uităm peste graniță să vedem cam ce s-a întâmplat la unguri, ca să înțelegem ce urmează și la noi. Și evident că niciodată acești politicieni care iau deciziile astea împotriva economiei de piață și a legilor economice nu își recunosc responsabilitatea și nu recunosc că sunt vinovați de asta, ci dau vina, găsesc diversi dușmani. Dar noi o să facem la domnul Orban, la domnul Orban, dușmanul este domnul Soros. Dacă e George Soros, el e vinovat de toate. La noi încă nu cumva știu l-am cine. Adoptat și noi pe domnul. La noi dușmanii sunt ungurii și facem asta ca să nu mai vină la noi la cumpărături, să crească și la noi prețurile. Da, bă, nu e de râs. Nu e de râs că, serios, sunt în stare să spună orice. Un paznic, citez acum din C4 Media, un paznic de la magazinul Lidl din care i-a relatat pentru această pentru publicație Transtelex. De ce râzi, mă? Că cetățenii ungari cumpără în principal alimente de bază și se uită după produse la reducere. Ulei, făină, bere. Au cumpărat cantități semnificative din acestea. Deci, viitorul... Grele. Așa mergeam noi la ruse în Bulgaria acum 10 ani. Da. Da. Deci viața tot mai bună în Transilvania, înțeleg. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.